Vă place această decorațiune de Crăciun? Este făcută de mine. Urmăriți videoclipul și veți vedea că e foarte simplu de făcut. Salutare! Cum se apropie sărbătorile de Crăciun? Azi ne gândim să facem un suport pentru instalație, să punem o instalație pe el. Pentru acest suport avem nevoie de o rectangulară de 3 metri, așa încercăm să-l facem noi mai mare. Mai avem nevoie de două rectangulare la 1 metru. Și avem o șină de 2 mm grosime cu 2 cm jumătate lățime. Rămâneți cu noi să vedeți ce suport încercăm să facem noi. Rectangularea asta noastră are 2 metri, nouă ne trebuie 3 metri de rectangulare. Asta are 2 pe 2 și mai avem una de 1,5 pe 1,5. Și o vom băga pe ea și o facem exact ce vrem noi. Dar noi vrem să o facem de 3 metri. Acum ăștia două nu le mai sudăm și le vom da niște șuruburi. Cam așa rămâne în șuruburi. Ce vrem noi să facem aici? Bun. Aici vom pune o țavă, tot rectangulară. Și vom da niște șuruburi mai mari. Cam așa o dată. Cam așa rămân ăștia două.
Ne băgarăm niște șuruburi pe această șină din 25 în 25 de centimetri și v-am arătat ce facem cu ele, ce agățăm pe ele sau cum ne agățăm noi de ele ceva. Din asta o să facem un rotund. Îi vom pune niște sârmă ca să ne stea, să putem să-i dăm câte un șurub. Cam asta este și cu circulețul care îl făcurăm noi, cu această șină, cu șuruburile acestea care le lăsarăm, vom pune, vom lega cumva instalația. Puteam să dăm doar niște găuri cu un spiral și să facem niște cârlige din sârmă, dar le lăsarăm aceea, nu le mai scosăm. Avusărăm șuruburi de ăștia și nu le mai scosăm. Cam așa apare la prima vedere circulețul nostru. Cam așa. Aici, la cap, trebuie să-i facem și aici ceva mai subțirel. Și aici, să vedem ce îi facem. Cred că pe aici, prin cutie, avem un disc. De nu-l mai folosim, are destule găuri în el, în care ne putem atârna niște cârlige și cred că acesta îl vom pune la capătul țevii, la capătul rectangularii. Pentru asta făcurăm un lemn, o să-l batem în rectangulară, să putem să băgăm un șurub prin el. Imediat vom vedea despre ce e vorba. Cam asta este lemnul, îl baturăm și acum îl vom tăia de lângă țavă. Cam asta a fost. Acum vom pune acest disc. Hai că vom vedea cum îl facem. Să descurcăm instalația. E destul de mare, are vreo 17 metri fiecare.
Noi o să punem vreo două, dacă e nevoie chiar trei, să fie frumoase. Uite pentru ce bătură am băgarea în șuruburile. Dar durăm cu instalația de pe fiecare șurub. La 25 la 25 de centimetri. Păsărăm două instalații. Cam așa arată instalațiile noastre. Are cam cu cât ne rămasă jos, cam aproape 3 metri. Ia să le băgăm să vedem cum merg. Bine, îl vom lua de aici și îl vom duce în altă parte, nu îl vom lăsa aici. Și o să mergem să-i facem un suport unde îl punem și când începe să negureze, îl vom băga în priză și vom vedea atunci cum se va vede. Cam asta este și suportul pe care îl făcurăm, adică un fier striat de vreo 40 de centimetri pe care îl băturăm aici într-o butură. Aveam o butură aici lângă casă. Era un curcoduș care s-a uscat și nu mai era bun. L-am tăiat și am păstrat butura să facem suportul pe ea. Fierul ăsta mare, vreo 30 de centimetri, vreo 10 centimetri îl băgăm în butură. Cam așa este pe suportul nostru. Cam așa arată suportul nostru pentru instalație. Acolo să trebuia să-i punem o steluță, dar cred că o să-i punem zilele următoare. Cam asta este. Are aproape 3 metri înălțime, 2,90 metri. Ia uite ce frumos arată. Și făcut foarte simplu, cum vă zureți, o rectangulară pe mijloc, de 2 metri avusărăm noi, o înălțime cu 1 metru de rectangulară de 1,5, avusărăm 2 pe 2 prima de 2 metri, una de 1,5 iar la 2 metri și băgărăm prin ea. Făcurăm acel cerc din șină de 2 lățime și 2 mm grosime cu șuruburi băgate pentru a prinde furtunul. Se putea doar da găuri cu un spiral și puse niște cârlige de sârmă, dar nu le sară în șurubule, că le-a pus sârmă destule. Și cam ăsta este suportul nostru pentru instalații.
De departe pare să fie un brăduleț. Cam asta e, dragi prieteni. Dacă vă place ceea ce facem noi, invențiile astea care ne trec nouă prin cap, toate astea, lăsați-ne și nouă un like la vizualizare. Dacă vreți, dați și o distribuire să vadă și prietenii dumneavoastră trăzneile noastre. Vă mulțumim că ne vizualizați. Salutare!